Salutare, salutare, prieteni și bine v-am găsit din nou pe canalul Galeș Călin. Astăzi o să vă prezint, o să facem un unboxing la un polizor unghiular. Tocmai ce l-am achiziționat de la Dedeman. Mi se pare o firmă foarte bună. Mai am și bormașina Panzer tot de la Dedeman, e foarte bună, recomand firma asta. Pentru mine a fost foarte bună, în treburile gospodărești, a țară mă refer. Și astăzi, tocmai ce am achiziționat un Flex weekendul trecut. Și am zis să fac un unboxing, să vă arăt și vouă cam ceva despre el, cum arată, ce putere are și mai multe altele. Rămâneți aproape, revenim imediat. Da, fraților, am revenit. Avem aici polizor unghiular, Panzer se numește, polizor unghiular de 900W, 125mm, pânza. Deci 900W, 12.000 de rotații pe minut, viteza în gol. Ochelari de protecție, văd că arată aici de diametru maxim disc 125mm. Așa. Sunetul, presiunea acustică 87 de decibeli, putere acustică 98 decibeli. Da. Hai să vedem și desfacem. Avem aici apărătoarea, ochelarii de protecție foarte buni pentru a tăia cu el orice fel de fier de protecție. Un set de cărbuni, în afară de ce este un Flex. Da. Chiulițele pentru prinderea a discului. Și ce mai avem aici? Un manual de instrucțiuni. Garanție, manual de instrucțiuni. Da, de la Dedeman. Deci Dedeman oferă acest polizor unghiular de 125mm, putere 900W. Și cam așa arată polizorul. Scrie și pe el aici 900W putere, 12.000 de rotații pe minut, 230-240W. Cam așa arată. O să și urmărităm. Întâi trebuie apărătoarea. Punem mai întâi apărătoarea. Deci mai întâi apărătoarea de protecție. Nu vă riscați să tăiesc cu fără apărătoare. Foarte simplu de pus, se strânge, pac. Și acum punem șaiba, prima șaibă de poziționare, da? Discul de tăiat și piulița de strângere. Are un buton de blocare pentru a strânge pânza. Avem și o cheie de strângere. Cam atât.
Așa. Cam atât cu polizorul unghiular. Sper că v-a fost de folos acest unboxing. Recomand. Cu încredere. Da. Pentru voi a fost Ați Gălăși Călin. Eu vă doresc o zi bună și nu uitați să dați acolo un like, un share mai departe, să vadă și prietenii voștri, o distribuire, o un grup pe Facebook, pe Instagram. Nu uitați, dacă vă place ce postez pe canal, abonați-vă, nu vă costă nimic, dați un like. Eu v-am salutat și să ne auzim cu bine la următorul episod.